nu le reziști. Înregistrări non-stop, noi nu ne lăsăm deloc. Alfred, ariciul detectiv. Prea bine, domnișoarelor. Cine Invitație vrea să participe la casting să se apropie de scenă? Ce se petrece? Sper că sunteți pregătite, fetelor. Putem începe audițiile. Bună, Camil! Actrița care va trece de casting va avea palpitantul privilegiu de a juca rolul Julietei cu moa. Așa că haideți, arătați-mi ce puteți. Eu prima. Sper că mă rageți bine. Sunt pregătită. Nu te mai mișca. Grăbește-te, mamă, începe deja. Oh, Romeo, Romeo, unde te-ai dus? Cine a spus asta? Hai, hai, continuă. Unde ești tu, Romeo? Așadar, asta trebuia să se întâmple? Nu-i deloc amuzant. Următoarea. Asta sunt eu. Romeo, Romeo. Cunosc glasul ăsta. În condițiile astea nu putem continua. Zgomotele sunt intolerabile. Grăbește-te, mamă. E rândul meu, publicul mă așteaptă. Vin acum. Stai puțin, ne oprim aici. Iepurele nici nu se gândește să mai asiste la o reprezentație până când vinovata nu iese la rampă. Nici măcar n-am început. Fetelor, întoarceți-vă. Alo, mami. E numai vina ta, tu le-ai alungat. Eu? Pe cine? De ce aș face asta? Rolul era al meu. Cum aș fi putut? Nici nu eram aici, ci la garderobă cu mama, intram în personaj. Desigur, te-am auzit toți, Cynthia. E serios de misterios. Alfred, ajută-mă! Nu sunt vinovată! Prea bine, ridică-te! Așadar, de ce nu erai cu celelalte fete? Pentru că am avut probleme cu ținuta. Rochia mi era strâmtă și a trebuit să mut nasul. În orice caz a fost vocea ta. Părerea ta. Prea bine. Milo, să căutăm indicii. Nu e nevoie, eu știu că e vina ei. Un indiciu. Ăsta pare a fi un indiciu. Ce ai atins, Milo? Nimic, nimic. Ai găsit ceva? Încă nu, dar... Ești bine? Sunt bine, tufișul însă nu. Oare cum supraviețuiește? Milo, stai! De unde ai asta? O fi fost pe jos, s-a lipit de mine când m-am ridicat. Hei, e din trusa de cusut a mamei. De unde știi? Se potrivește cu rochia mea. Cum a ajuns acolo? Bună întrebare. Intriga se îngroașă. Milo, ai găsit primul indiciu. Sunt bun sau nu? Aici nu e nimic. Nici aici. Sunt epuizată. Ai putea să ne ajuți. Eu? Să ajut? Te rog, mă duc acasă. Anunțați-mă când găsiți ceva. Ați auzit și voi? Parcă ar fi prietenă cu Cynthia. Dar nu văd pe nimeni aici. De data asta o să o găsesc. Milo, hei! Ce e asta? Nu! Aici, jos! E vinovata noastră. N-o fi Cynthia, dar sigur e una din prietenele ei. Cunosc vocea asta. Ăsta este al doilea indiciu. Asta e vocea Luizei, prietena Cynthiei, sunt sigură. Crezi? Ar putea fi o imitație. Sunetele se cam repetă. Cineva imită vocile Cynthiei și Luizei? Poate.
Dar cine o fi atât de talentat și de ce ar face asta? Ricardo ar putea ști cine e individul. La urma urmei, e actor. Ce idee grozavă! Să-i facem o vizită. Wow! Priviți! Cineva ne spionează. Să mergem la Ricardo. Imitații! Da, oriunde departe de aici. Păcat, și mie îmi stătea bine cu ea. Stai, e ceva putred la mijloc. Întrebarea e cine ar avea de câștigat din sabotarea audițiilor. Mi-am stors creierii gândindu-mă și habar n-am. Audițiile astea se țin doar pentru a-mi găsi Julieta perfectă. Dar eu sunt! Ne-am găsit spioana. Eu sunt Ricardo! Eu sunt Julieta ta! Urechile mele încă n-au sorbit 100 de cuvinte din rostirea limbii tale și totuși îi cunosc sunetul. Urechile ei au sorbit? Încetează! Asta nu e o audiție și nici n-o să fie vreuna dacă nu aflăm cine îți imită glasul. Imită glasul meu? Vezi? N-am fost eu. De ce ne urmărești? Oh, da. Păi, ca să vă spun că atunci când mă pregăteam la garderobă, am auzit un sunet ciudat. Eram atât de concentrată pe replicile mele că am uitat de asta. Garderoba! N-am verificat-o. Cheia misterului e acolo. Am nevoie de altă rochie pentru Julieta. Dacă cineva i-a imitat glasul Cynthiei când ea se afla aici, trebuie să o fi auzit prin fereastră. Fereastră? Se vede de la o poștă că nu e nimic aici. Dacă nu deslușim misterul, o să anulăm audițiile. N-aș fi prea sigur. Priviți! O pană? Ce legătură are cu misterul nostru? Vinovata noastră a pierdut-o atunci când o asculta pe Cynthia. E al treilea indiciu. Hai să ne întoarcem la sediu. Revizuim indiciile. Căutăm pe cineva căruia îi place să adune fire de ață. Al doilea indiciu, care poate imita glasuri. Al treilea indiciu, cine are pene albe cu gri, cu dungi negre și albe? Cineva care folosește ață din trusa de cusut, poartă pene pe cap și îi imită pe alții? Sunt confuz. Cineva? Ar trebui să nu căutăm o persoană, ci o pasăre. Imită glasuri, are pene... Ar putea fi un papagal. Da, dar papagalul și ața de cusut nu are logică, iar pana asta nu e a unui papagal. Ce-ar putea fi atunci? E imposibil! Stați puțin! Folosește nuielușe, frunze, uneori fire de iarbă sau fibre artificiale precum ața de cusut. Camil, se vor ține audițiile. Să ne întoarcem la garderobă. Trebuie să lămurim un mic detaliu cu Cynthia. Romeo! Cynthia! Cynthia! Romeo, tu ești? Nu, sunt doar eu. Am o întrebare pentru tine. Despre ce ați discutat cu mama ta când vă aflați la garderobă? Despre Rocky. Ca toate actrițele mari, îmi trebuia cea mai frumoasă ținută. Și... Asta a fost. În timpul audițiilor, imitatorul a repetat cuvintele Cynthiei, care nu se refereau la actrițe, ci la Rocky. Vedeți? Sunt nevinovată, dar toți m-ați arătat cu degetul. Scuze, Cynthia, chiar te-am acuzat prea devreme. Romeo! Hai, Camil! Să găsim vinovatul, nu cred că e prea departe. Romeo! Acolo e vinovatul! Wow, ce frumoasă pasăre! Ce-a fost asta? Vinovatul! Un mierloi american! Știu că e vorba de el pentru că folosește bucăți de ață în cuiburi și poate imita tot soiul de sunete scoase de păsări sau de alte vietăți. Inclusiv pe mine! În sfârșit, numele mi-a fost reabilitat!
Și totuși, aș putea să te înnec cu dragostea mea. Noapte bună, o despărțire, o griji dulci și amare. Aș fi în stare să-ți strig de mii de ori tot noapte bună până în zori. Ha! Și cică e actriță. În sfârșit mi-am găsit Julieta. Bravo! 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 A fost extraordinar. Îmi plac finalurile fericite. Dar Romeo și Julieta pierd. Serios? O să-i spun lui Camil să schimbe finalul. Mierloiul american imită multe sunete foarte diverse. Această pasăre imită inclusiv sunetele scoase de multe specii de păsări sau de animale.